Mi-ar plăcea să fiu unul care dă și nu unul care primește. Îmi aduc aminte când eram copil, chiar de foarte mic copil, mama mea constant ne spunea: tot ceea ce voi primiți, focusați-vă sau încercați să fiți o binecuvântare pentru cei din jurul vostru. Când am auzit că e o nevoie, am spus: ok, sunt sigur că vreau să mă implic. Uităm să ne gândim la o lume care este deznădăjduită, o lume care are majore probleme și totuși sunt atât de aproape de noi. Din păcate, suntem tot mai des copleșiți de valul oamenilor care fac lucrurile de mântuială. Nu este doar o investiție într-un individ, este o investiție în generații. România are nevoie de prevenție în domeniul drogurilor. România are nevoie de centre rezidențiale, România are nevoie de centre în toată țara. Unul din visele mele este ca România să ducă o luptă corectă și coerentă de prevenire a ceea ce înseamnă consumul de droguri și să aibă o soluție în fiecare județ. N-aveam foarte multe resurse, însă vă spun ce am făcut. Am dat în momentul tot ce am avut. Am ales să fiu parte la proiectul Teen Challenge, centru de fete, care este la Balotești. E un centru care se cheamă House of Joy. Am avut N posibilități să plec, însă am ales să rămân acasă pentru că iubesc România. Una din prioritățile mele, dacă voi ajunge parlamentar în Parlamentul României, va fi o lege care să reglementeze cheltuirea banului public în sfera socială. Este important ca raportul dintre cost și rezultat să fie unul cât mai bun. Oamenii nu cred până nu văd că România este la o criză reală în școli de consum de droguri, de fumat. Tinerii trebuie responsabilizați. Nu mai avem tineri responsabili. Ori prin ceea ce face Teen Challenge, este doar o luptă de responsabilizare. Proiectele sociale vor trebui să înceapă în primul și în primul rând cu oameni care deja au făcut, cu oameni care au rod. A dărui nu înseamnă a sărăci, ci a dărui înseamnă a te îmbogăți față de semeni. Chiar dacă dăruiesc, chiar dacă fac lucrurile astea, trebuie să le fac din inimă pentru oameni, pentru că nu este doar despre tine, despre cum să fii mai bogat, cum să fii mai puternic în avuțiile tale, ci este important să fii atent la cei din jurul tău.